Bună seara, doamnelor, domnilor, este joi, este momentul pentru ora de știri, să vedem cu ce ne mai confruntăm, ce evenimente au avut loc în ultima vreme, în ultimele zile, cum merge treaba prin România noastră cea de toate zilele, avem o alianță funcțională, este ea chiar pe bune funcțională, avem un proiect pentru relansarea pe orbita economică și nu numai a României, este funcțional acest proiect propus de către Alianța PSD-PNL-UDMR. E bine, cum stau lucrurile la nivel macro, dar și aici la nivel micro, în județul nostru, am deosebită plăcere de a încerca să facem o sinteză alături de un om care a văzut multe la viața dumnealui, un om cu bogată experiență administrativă și politică, fără îndoială, domnul Ion Rușeț, unul dintre prietenii emisiunii noastre, fost senator. Stimate domn, bună seara, bine ați revenit la noi în studio. Mulțumesc pentru invitație, bună seara, vă spun și eu dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră oriunde s-o afla, având în vedere că transmiteți și online emisiunea. Și știți cum este de când cu internetul, parcă pământul e mai mic. Da, stimate domnul, în altă ordine de idei, în urmă cu două săptămâni, deși cei de la PNL nu au ieșit cu un bilanț la 6 luni de guvernare, iată, socialdemocrații, prin vocea președintelui, au venit cu cele 10 sau 15 câte puncte spuneau ei că s-au realizat, propuneri, chestiuni bifate, prin vocea lui Marcel Ciolacu, cu mare conferință de presă, oricum mult mai vizibil în spațiul public, pe linie de partid cel puțin cei de la PSD, față de colegii de alianță. Întrebarea mea, raportat și la aceste 6 luni, dar și la modul cum se mișcă lucrurile în alianță, este o alianță funcțională pentru binele românilor? Domnul Cătălina, știți cum... Zâmbiți, știți ceea ce care, nu știu știți, ce să... Știți care este situația, cum o văd eu. PNL-ul acum 8-9 luni era un muribund care se neca. Corect. Da. A sărit PSD-ul cu antrenamentele făcute, l-a luat și acum problema PNL-ului este că este la mal, aproape de mal, și s-ar putea să vedem că încearcă să tragă și reușește să tragă PSD-ul puțin la fund. De ce? Pentru că dacă acum 8 luni PSD-ul avea în opțiunile electoratului un procent foarte mare, PNL-ul era în continuă scădere, observăm că la ora actuală doar două partide sunt, unul peste 30, adică cu două cifre, dar peste 3, este PSD-ul, care se menține cu peste 30, și PNL-ul, care era deja se pregătea să intre sub 15, depășește 20 în momentul de față. Sigur, mari perdanți sunt AUR și cu USR-ul. Eu nu cred, eu nu sunt din cei care cred că nu se poate decât o guvernare PNL-PSD după 2024. Eu nu sunt din cei care cred și nu sunt nici din cei care cred că în 2024 vom avea un nou USRL cu candidați comuni și la locale și la doar la europarlamentare și prezidențiale vor fi candidați separat. Și la cum s-a vehiculat da, la un moment dat. Da, doar la europarlamentare și prezidențiale și că în rest vom avea candidați, comuni la locale și respectiv la parlamentare. Nu cred. Nu cred și pun pariu că nu va fi așa. Cei doi vor deveni competitori. Primul mare hop va fi iulie 2023, când, conform protocolului, ar trebui să avem o rotație, adică de un premier social-democrat și un ministru de finanțe liberal. Cel puțin acestea sunt termenii, dar s-ar putea să plimbe puțin și pe structura guvernului. În condițiile astea, dacă privim lucrurile, la Goș coaliția nu funcționează. Poate să privim lucrurile corect. N-au reușit cu toate, că au pus unii prefect, ceilalți au nominalizat pe cei doi subprefecți, au trecut 6 luni de bilanț și la deconcentrat e tot cam aceeași mărie, chiar dacă unii și-au mai schimbat pălăria. Deci nu funcționează în momentul de față. Justificări. De ce? În învățământ vine un reprezentant de marca al PNL-ului, pentru că Cotoșman este unul de marca primarul de Roșia Amatea și spune inspectoratul aparține PSD-ului, dar nu s-a rezolvat problema. Deci iată că la Goș există în momentul de față un blocaj. El este determinat pe de o parte de dorința PSD-ului
de nu a fi făcut responsabil de problemele sociale care pot apărea în Goj datorită evoluției economice și datorită programului de restructurare al complexului energetic Oltenia, și PSD-ul nu-și dorește să plătească, să deconteze eventualele nemulțumiri de ordin social, și nu-și dorește acest lucru. Pe de altă parte, în PNL, în momentul de față, există, dacă vreți, o neliniște determinată la nivelul județului de conflictul care este deschis la momentul actual între președintele organizației de la Târgu Jiu, care este și primar al municipiului, în funcție, Marcel Romanescu, președintele autosuspendat, revenit, Dan Vâlceanu, dar care, eu am mai spus-o și la alte emisiuni, pentru clarificare, ar fi trebuit ca fostul președinte interimar, domnul Leuștean, primarul de Novaci, atunci când Dan Vâlceanu și-a anunțat revenirea, să fie cel care, în conferință de presă sau într-o declarație de presă, ia și spune: eu mi-am terminat mandatul de președinte interimar, a revenit domnul Dan Vâlceanu, n-a făcut ar fi lămurit cumva... ar fi lămurit lucrurile și le-ar... Astfel, în momentul de față, speculațiile de gen vom avea un președinte interimar. Deci nu e niciun secret, există speculații și mass media vorbește deja de un președinte interimar. Unii vorbesc că domnul Pecingină și-ar fi negociat deja pe alocuri o revenire la Goj și s-ar fi spovedit cu ghilimele de rigoare la noua conducere, s-ar fi spovedit și că va fi o opțiune și este o opțiune pentru președinte interimar la organizația în locul domnului Vâlceanu. Da, nu e. Deci nu e niciun... Există speculații, să discutăm partid. Pe de altă parte, există și chestiunea, și domnul Romanescu a făcut o declarație destul de interesantă, care n-a fost dezbătut în spațiu public, aceea a spus că are două obiective. Sigur, după ce a fost la Baiana Brașov, după reuniunea Consiliului Național de la Baiana Brașov, unde tot pe surse, la surse demne de încredere din participanți la acea reuniune din partea Gojului, au spus că acolo a fost, cum să spun, o agitație, adică s-au dezbătut problemele Gojului în spatele ușilor, nu în plen. La întâlnirile, să spunem, semi-private, s-au dezbătut pe primul Gojului cu ardoare, mai ales că se pare că în prima seară domnul Vâlceanu nu a fost prezent sau a întârziat să fie prezent acolo și o delegație de la Gorj a ajuns înaintea dumnealui și atunci s-au dezbătut problemele și domnul Romanescu a făcut o declarație, zic eu, destul de interesantă. Prima chestie că trebuie ca Biroul Permanent Național să soluționeze problema domnului Vâlceanu, adică într-un mod... Și a doua chestiune, a doua teză care a spus-o, dacă voi fi chemat la București, deci dacă voi fi chemat la București să preiau conducerea organizației, voi negocia ca Gojul să aibă om în guvern. Deci a fost o chestiune... Acest dacă, cred că pune o presiune pe mai mulți factori. De acord. Este și o invitație, adică lasă să se vadă că el vrea să lupte are disponibilitatea de a pentru Gorj, dacă nu se întâmplă acest lucru, dacă nu, are și o justificare. Mă duceam la București, dar nu am luat organizația pentru că nu-mi dădeau posibilitatea ca Gojul să aibă oamenii în guvern. Probabil domnul Romanescu nu s-a referit la poziția de ministru, ci la cea de secretar de stat. Eu așa o văd, că nu poți să negociezi de pe poziția asta dacă nu ești acolo în birou permanent. Corect. Poziția de ministru. Știți mai bine că ați fost deci, poziția de ministru. Deci declarația este extrem de interesantă, este politicianistă, făcută de un om care demonstrează că are experiență politică și joacă la două capete. Deci acesta e joc politic la două capete. Pe de altă parte, sigur, în momentul de față, cele două partide se confruntă și la nivel de județ cu o chestiune. Prima chestiune este programul de închidere a mineritului. Să știți că e o chestiune sensibilă. Este de sensibilă, în care ambele partide
încearcă, dacă vreți, să se dezvinovățească într-un mod sau altul. Adică... Împreună sau separat? Separat. Aici e problema. Separat, pentru că iasă domnul Pecinger și spune un lucru, un lucru care, sigur, o spune orice politician, el poate spune, noi nu suntem pe toți pe murături, vom... se va închide complexul, da, adică se va închide, dar vor fi măsuri de protecție socială. Adică lucrurile sunt clare. Deci lucrurile vor merge înainte, vom avea închiderea activității pe cărbune, da, noi suntem extrem de activi și vom ajuta oamenii să aibă măsuri de protecție. De partea cealaltă, socialdemocrații? Socialdemocrații dau vina pe Virgil Popescu. Ați văzut și declarațiile repetate, deci repetatele domnului președinte Weber, sigur, extrem de interesante, au găsit un vinovat, vinovatul de serviciu este ministrul... Bine, acum, dacă suntem sinceri, multă lume arată cu degetul... Nu, în PNL vinovatul de serviciu este Virgil Popescu și s-a văzut și la Consiliul Național. Pentru că Virgil Popescu și-a anunțat candidatura la Consiliul Național pentru poziția de prim-vicepreședinte. Da? O poziție puternică. Alături de Dan Motreanu. Dan Motreanu, liberal, europarlamentar, susținut de aripa pedelistă din Ardeal, aripa pedelistă din Ardeal, de Emil Boc, de Bode, și de Vasile Blaga. Și mult mai bine ancorat în partid de Bolojan, de Vasile Blaga, deci toată lumea, de Gică Falcă, toată lumea susținea pe Bolojan și sigur Virgil Popescu, care venea cu susținerea sudistă, cu susținerea regățenilor, cu jocurile făcute. Lumea la câteva zile înainte de alegeri de Consiliul Național și delegații de la Târgu Jiu, chiar nu se, de la Goj, nu se pronunțau, zicea, vom vedea noi acolo, jocurile au făcute pentru Virgil Popescu să fie prim vicepreședinte. Deci, apoi Claus Iohannis și-a spus, s-a terminat cu bătălia în PNL. Și se știe foarte bine că Virgil Popescu este preferatul lui Claus Iohannis. Nu trebuie să ne învârtim cumva după ce ieși, da? Adică Virgil Popescu, ministrul energiei, este preferatul președintelui Claus Iohannis pentru această poziție. S-a știut din timpul negocierilor pentru formarea guvernului PSD-PNL-UDMR, în care Virgil Popescu a fost unul dintre miniștrii bătuți în cuie, da. La acele nenegociabil la acele întâlniri. Și atunci apariția premierului, sigur, i-a făcut pe mulți aleși să spună gata, președinte, gata, lucrurile sunt clare, Virgil Popescu prin vicepreședinte, nu știu ce aripă din PNL, nu știu ce vom face. S-a întâmplat un lucru. În spatele ușilor închise s-a jucat altceva. În spatele ușilor închise, opinia mea, oamenii de forță din PNL, și aici mă refer la oamenii cu experiență, începând cu Emil Boc, au forțat ușile. Au forțat ușile și Virgil Popescu a fost nevoit, domnul ministru al energiei, să-și anunțe retragerea candidaturii. Când și-a anunțat retragerea, a fost... Pe principiu, l-au retras. Extrem de aplaudat. Și toată lumea a trebuit să-și aducă aminte remarca președintelui partidului și premierului în funcție, care după ce și-a încheiat cuvântul și a fost aplaudat, a făcut o remarcă de la prezidiu, ai fost mai aplaudat acum cât ai retras decât dacă câștigai. Da, interesantă. Da. Interesantă, chiar de toată lumea n-a a trecut cu vederea această remarcă, dar această remarcă nu trebuie decât cu vederea ceea ce înseamnă că cu toate că s-a spus, se speculează și premierul Ciucă va fi președintele de partid până în primăvara anului următor, când se va face rotația, vor veni alții, nu e candidatul la președinție, va trebui să găsească pe altcineva. Premierul Ciucă, prin această chestiune, e un semnal de consolidare și de preluarea puterii efective în partid. Că el care nu este un om de partid, nu este un politician. E chiar total lipsit de experiență politică. Exact, nu face cum a făcut-o fostul premier Cîțu, care, sigur, s-a văzut de la o poștă, a venit acolo, pus, luat, aranjat, șef de partid, da, fără experiență. Și el fără experiență. Fără experiență, s-a văzut acest lucru, nu a reușit să preia partidul, l-a preluat cu rockării, cu altceva, cu festivalul rock, cu prezentare, suntem aici, suntem pe malul mării, suntem la Cluj, suntem la Hanova, n-au reușit să convingă, n-a prins. A prins probabil la rockări, da, rockării știți care e problema lor, nu se vede la vot.
Ascultați-mă, ascultați-mă. Scârbiți de sistemul politic? Vă că eu, de fapt, sunt întotdeauna antisistem. De ce îi votează antisistem? Ei nu se duc la vot să, și nu se duceau la vot să-l voteze pe Florin Câțu. Bun, aici suntem în ceea ce privește jocul politic. Sii, la nivelul județului, astăzi a făcut o mișcare politică. Știi? Și eu vă spun sincer, la începutul, în timpul campaniei, l-am apreciat pe actualul deputat, domnul Miuță. În timp cât a fost la guvernare, m-a dezamăgit profund. Și cu chestiunea legată de discriminarea salariaților din CEO, problema între muncitori și personalul TESA. Bun, astăzi s-a făcut o chestiune de politician cu experiență. Acea declarație, invit pe cei 7 parlamentari să semnăm pactul social de la Târgu Jiu. Sigur, acum în campanie discutam despre modelul spaniol din 1975 după dictatura lui Franco, pactul de la Moncloa, când socialiștii, comuniștii și chiar fasciștii s-au pus la masă și au spus am terminat cu bătălia naționalistă și comunistă și iată, lucrăm și luptăm pentru Spania. Asta a fost o chestiune. 5 ani luptăm cu regele pentru rege și pentru Spania. Bun, și-au demonstrat că au reușit în anii 80 să ducă în Uniunea, în fosta piață comună, actuală, deci pe lângătorul Uniunii Europene, să ducă acolo, să, chiar dacă ei și portughezi au fost cei mai săraci, iată că au reușit să treacă niște bariere și au luptat pentru Spania. Bun, domnul Miuță spune în felul următor, haideți să facem un pact pentru Târgu Jiu. Cei 7 parlamentari, să facem un pact pentru Târgu Jiu. Întrebare, cum să spun, dacă aveți un șah la celelalte trei formațiuni politice, adică la PSD, la PNL și la Forța Dreptei. La Forța Dreptei, da? Adică, stop. N-a fost decât o reacție. Sigur, o reacție, tot în ideea de a nu deconta, a fost a domnului Weber. Sigur că nu e nevoie de pact, deoarece lucrurile trebuie să fie clarificate la București, în dezbaterea parlamentară, dar să știți că opinia mea că declarația domnului Miuț a prins. Din punct de vedere electoral, domnul Miuță, prin această declarație, a trecut pe plus, adică și-a stopat declinul. A mai bifat niște... Declinul în zona electorală și începe să treacă pe plus prin această simplă declarație. Facem un pact, pactul de la Târgu Jiu, pentru salvarea zonei și a mineritului. Deci, iată, a fost o chestiune pe care a speculat-o. Bun, pentru chestia asta, dacă e să fac o analiză, trebuie felicitat. Dar... vom vedea care va fi și răspunsul PNL-ului, pentru că PNL-ul a avut un inițial, un atac la domnul Miuță, l-a avut domnul Pecinginer. Săptămâna trecută, dar cu un răspuns al domnului Miuță pe măsură, iată că acum domnul Miuță vine împăciuitor după acele răspuns și parcă uită... Au fost niște contre săptămâna trecută. Da, și parcă îngroapă săcurea războiului. Spune, bun, eu am uitat, facem pact. Să vedem care va fi reacția și a domnului Dan Vâlceanu și a domnului Pecingină. Este extrem de interesantă să vedem cum joacă, să vedem dacă sunt pe aceeași lungime de undă. Pentru că domnul Vâlceanu a dat un semnal de siguranță atunci când s-a afișat alături de cel mai vehement contestatar domnul Romanescu după declarațiile care au fost pe posturile de radio, n-am nimic cu domnul Romanescu, el are cu mine, iată că s-au afișat la o competiție sportivă împreună. Bun, e, dacă veți o joacă acceptată de primarul în funcție, acceptată, pentru că el n-a vrut să se radicalizeze, în sensul că n-a vrut ca el să spară, cel puțin spre zona de București, băiatul rău. Da, și atunci a acceptat, dar opinia mea este că tot ce s-a întâmplat în PNL și toate vocile critice la adresa președintelui Dan Vâlceanu au avut, dacă nu în totalitate, în mare parte, binecuvântarea unor oameni puternici de la București, care au simțit nevoia. Sunt de acord aici. Au simțit nevoia să înceapă să deconteze.
polițele pe care domnul Vâlceanu, în poziția nu de ministru, ci de secretar general al PNL-ului. De altfel, dacă vă amintiți, propunerea a fost în primă instanță respinsă și au fost niște contre urâte. Ele n-au apărut în spațiu public, dar au fost cu liderii din zona Ardealului, care n-au acceptat ideea că secundul, cum ar veni, al domnului Câțu în partid să fie liderul de la Gorj. Țineți minte ce reproșul, ce săbii s-au scos atunci în partid. Și țineți minte și nominalizarea domnului Vâlceanu ca ministru al finanțelor. Da. Este clar că, în opinia mea, când a început declinul, haideți să vedem când a început declinul domnului Vâlceanu. Declinul domnului Vâlceanu a început atunci când Iulian Popescu nu a devenit ministru. Aduceți aminte că la un moment dat, după plecarea lui Roman, domnul Roman care era ministru, s-a vehiculat că Iulian Popescu va... Domnul Roman nevoit să... Nevoit, după ce pas, a fost o chestie de... CV-ul plagiat sau CV-ul... Cu semne de întrebare. Cu semne de întrebare. Bun, că nu poți să pui decât CV-ul e plagiat. Bun, a fost cu semne de întrebare acel CV legat de diploma pe care o avea trecută în CV-ul domnul Roman. Știți foarte bine, și presa din Gorj a spus, Iulian Popescu este susținut. Dar atenție, presa nu scria de nebună. Acest lucru știți mai bine ca mine. Bun. E clar că era propunerea lui Dan Vâlceanu pentru acest minister. Digitalizarea este, cum să spun, un minister care are bani și va consuma foarte mult. Vă întrerup, stimate domn, suntem nevoiți la o scurtă pauză de publicitate și revenim la acest subiect, să le puizăm. Aqua Carpatica nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Like a shooting star, I go. Obține acum categoria de permis auto A, B, C, B, E, C, E sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050 111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Vino și califică-te în unul din cele 10 sedii ACCRC internațional din țară. Portofoliul nostru de cursuri este pregătit pentru tine. Avem o gamă largă de peste 150 de cursuri pregătite să te inițieze în noua ta carieră de succes. Fie că dorești să pornești o firmă sau vrei să înveți tainele bucătăriei sau contabilității, noi îți stăm la dispoziție. La final vei primi diploma recunoscută de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. Relații la sediul din Târgu Jiu, județul Gorj, strada Traian, bloc 9, birou 4, parter, la numerele de telefon 0353 418580, 0761 909534 sau pe www.accrcinternational.com.
Chipul tău este unic. Cu ochelarii de vedere potriviți de la Oviral Optic îți exprimi stilul. Oviral Optic vă oferă consultații gratuite făcute de specialiști, iar ofertele magazinului sunt de nerefuzat. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 35, zona Parâng, lângă stația de taxi și la telefon 0722 570 579. Oviral Optic are grijă de ochii tăi. Mulțumesc pentru diminețile liniștite. Mulțumesc pentru zilele de luni și pentru duminică. Pentru clipele petrecute cu prietenii, motivație, voie bună, plimbările de sculț prin iarbă, pentru toate momentele plăcute oferite de Husqvarna Automower. Mulțumesc Robi, mulțumesc Husky, mulțumesc Blade pentru gazonul tuns perfect. Găsește robotul tău inteligent în magazinele Raico, distribuitor Husqvarna din orașele Târgu Cărbunești, Novaci, Turceni, Padeș, Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112 și la telefon 0253 210 736. Raico, e al naibii de greu să fim cei mai buni. Cauți un cămin de bătrân unde atmosfera este caldă și liniștită ca în familie. Căminul de bătrân Sfântul Ștefan din stațiunea Săcelu este alegerea ideală. Dispunem de toate utilitățile, spațiu de recreere, balcon, curte interioară, bucătărie proprie cu 3 mese pe zi și alte gustări, personal medical bine pregătit, vizite săptămânale efectuate de medicul de familie. Ne găsiți în stațiunea Săcelu, strada principală și la numerele de telefon 0768 494 754 și 0786 169 700. Căminul de bătrân Sfântul Ștefan, locația potrivită pentru o viață liniștită. Ansamblul rezidențial Coloane Park, situat pe strada Tudor Vladimirescu, numărul 129, lângă parcul Coloanei Fără Sfârșit, vă oferă locuințe moderne cu spații de recreere generoase, lumină naturală din abundență și o priveliște unică, spații comerciale și birouri pentru închiriere sau vânzare. De asemenea, în cadrul complexului regăsiți restaurante și cafenele, spații de joacă pentru copii, promenadă, parcuri individuale, servicii pază și monitorizare 24/24 și multe altele. Află mai multe pe www.coloana-park.ro și la numerele de telefon 0741 252627 sau 0756 165513. Vrem ca visul tău să devină realitate. Bună ziua, băieți! Bună ziua, domnule! La revedere! Colectează în sacul galben hârtie, plastic, doze de aluminiu. Prin reciclare, deșeurile prind viață. Participă și tu! Mediul înconjurător depinde și de tine! Să tunzi iarba cu o motocoasă Stihl este atât de simplu încât nu-ți dai seama când ai terminat de cosit în propria grădină. Noroc cu peluza vecinilor, sar gardul și continui treaba. La distribuitorii autorizați Stihl poți găsi prețuri speciale recomandate la gama de motocoase. Începe sezonul de cosit cu motocoasele Stihl, acum și cu acumulator. Pentru oferta completă, planuri pentru vânzări în rate și condițiile de transport la domiciliu, vino acum în magazinele Eurosport. În Târgu Jiu, strada Victoriei, bloc A, parter, complex Eurosport, calea București numărul 9, dar și în magazinele Eurosport din Târgu Cărbunești, Motru și Novaci, Drobeta, Turnu Severin, Strehaia și Baia de Aramă. Restaurant Dacia din Craiova este brandul de care aveți nevoie pentru reușita oricărui tip de eveniment din viața dumneavoastră. Cu un cadru exclusivist, Restaurant Dacia vă pune la dispoziție două săli, una cu o capacitate ce pornește de la 40 până la 100 de locuri și respectiv de la 80 până la 230 de locuri. Restaurant Dacia vă asigură aranjamentul sălii și cel floral, iar prețul unui meniu pornește de la 200 de lei. Vă așteptăm în Craiova, strada Caracal, la Complex Dacia și la telefon 0766 640 934. Restaurant Dacia, garanția unui eveniment reușit. Studio.
Am revenit, doamnelor, domnilor, cu o secundă parte mai mult decât incitantă se anunță. Dacă ați ratat niște lămuriri în prima parte, e bine, nu le ratați și acum. Pe final de emisiune, de primă parte, mă scuzați, invitatul nostru, fostul senator Ion Rușeț, ne spunea cam de unde a început un declin al actualului lider al PNL Gorj, domnul deputat Dan Vâlceanu. Stimate domn, haideți să epuizăm subiectul. Deci părerea mea este aceea că domnul Dan Vâlceanu l-a propus ca ministru al digitalizării pe Iulian Popescu. Toată lumea a spus, Iulian Popescu e... Venea din domeniu. E ministru, a fost consilier de stat la guvern, adică un rang de secretar de stat, deci e ministru, era și secretar de stat. Aici s-a văzut că Ardealul a hotărât. Ardealul care oricum era cu pata pusă. Deci Ardealul a hotărât. Și atunci, în opinia mea, a început declinul. Dan Vâlceanu a pierdut Ministerul Finanțelor, a preluat Ministerul Fondurilor Europene, dar fără susținerea greilor din partid. El devenise greu. Era secretarul general, atunci nu putea nimeni să-i reproșeze de ce te duce acolo, pentru că el era cel care era cu cuțitul alături de Florin Câțu și împărțea. Chiar dacă Florin Câțu era președinte doar, să spun, devenise un președinte de formă, de fațadă, în spate erau alții care negociau, Dan Vâlceanu avea frâiele partidului și atunci a luat fondurile europene. Un minister relativ important. Cu bani, cu buget. Cu buget, dar s-a poziționat și v-am spus la un alt post, sau chiar la dumneavoastră, că Dan Vâlceanu este condamnat să trăiască sau să moară alături de Florin Câțu. De ce? Pentru că el s-a poziționat, practic, anti-PSD din interiorul guvernului. Nici acum nu este... Acum este un critic cu, cum să spun, cu profesionalismul necesar unui politician al partenerilor de coaliție. Ultima remarcă, cel legat de zona minieră, de domnul Budăi, au ministerul... Dar exact, nu suntem noi acolo. Au ministerul muncii să rezolve problema. Se poate rezolva problema pensionării printr-un ordin al ministrului sau avocații de pensii. Sigur, o chestiune care nu se poate realiza, ca să fim clar, dar a fost o poziționare anti-PSD în care a punctat. Și eu, dacă vă duceți aminte, a avut o intervenție în care a criticat într-o conferință de presă exact două ministere cheie ale PSD-ului, Ministerul Muncii și Sănătății. Ministerul Sănătății. Reproșându-le din postura de ministru al Fondului Europene că nu au făcut, s-au dat peste cap, că nu au făcut demersuri pentru a absorbi fondul european. Aici a fost, dacă vă aduceți aminte, imediat reacția premierului Ciucă, aceea că s-a și spus că a fost chemat și a spus să nu se mai critique miniștrii între ei în public. Era clar că în momentul respectiv poziția, inclusiv aceea de ministru al domnului Dan Vâlceanu, s-a supresit. A apărut chestiunea legată de vizita. Să știți că Florin Câțu a dispărut din peisaj și după vizita pe care a avut-o în Statele Unite ale Americii. Florin Câțu a încercat prin vizita din Statele Unite ale Americii să se rebranduiască ca un politician, omul numărul 2 din stat, care bate și este primit la porțile cele mari ale lumii. Lucrul acesta, în opinia mea, l-a enervat pe cel care răspunde de politica externă, conform Constituției. Președintele României, pentru că, atenție, să nu se facă o confuzie, nu ministrul de externe este principalul exponent în afară, ci... Aparține atributul acesta, adică președintele țării. Președintele, adică conform Constituției, atenție. Practic, să știți că când e vorba de ministru de externe, de ministru apărării, de ministru de interne, să știți că președintele are un... Ultimul cuvânt, până la urmă. Are un cuvânt greu de spus, mai ales că sunt din aceeași, cum să spun, din aceeași aripă politică. Deci, cred că atunci a fost, practic,
capătul de linie, întâlnirea cu șefa Camerei de Reprezentanților a pus capac. Camera inferioară, cumva... Camera inferioară, da, totuși da. Este o femeie, doamna Pelosi, care are vechime în această, da, poziție. Hârșită, de, adică omul numărul 3 în administrație, în administrația americană, deci omul numărul 3 care are o putere, pentru că vicepreședintele este președintele Senatului, conform Constituției americane. Și atunci... Acest lucru a pus capac și, dintr-o dată, au apărut 40 de organizații care nu mai vor pe Florin Câțu. Din informațiile mele, nu exista niciun memo, nicio semnătură în acest sens. Da? Deși s-a vorbit de 40 și ceva de semnături. S-au dat acolo, gata, în două au zile. Și fost, mi-au aminte la o emisiune, la o televiziune națională, au și fost vreo 2-3 declarații ale unora din presupușii care au spus, da, domnule, am semnat. Chiar așa au spus. 2-3. Da. Am semnat. Și acum nu știm dacă a semnat. S-a terminat subiectul, a fost închis. S-a terminat joaca. Florin Câțu era istorie ca lider politic. Acum, sigur, când se negociază, s-au plecat lucrurile acolo și cred că Florin Câțu și-a negociat poziția de șef al Senatului, care poate s-o pierde datorită atitudinii din ultima perioadă. Consiliul Național, Florin Câțu și cu fostul secretar general să filmează la un festival rock cu semnalul Suntem și noi aici. Bun. Chestiunea asta ce înseamnă? Înseamnă că, iată, noi suntem aici, voi sunteți, vă duceți la Poiana. Florin Câțu nu se duce la Poiana, Dan Vârceanu se duce cu întârziere. Deci ce mai vreți? De sub acest... Sunt asumate aceste poziții, adică nu le-au făcut ei și-au asumat cei doi când au avut acele postări. Dar ei nu mai aveau ce face, pentru că știau că sunt, cum să vă spun, cei vânați. Acum, cred că poziționarea lui Dan Vâlceanu, aceea de o relativă ambiguitate. Sunt președinte, Romanescu are ceva cu mine, domnul Leușcean nu vorbește, mai sunt alți președinți sau primari de organizații locale care spun, eu cred că domnul Vâlceanu și declarația de interesantă a domnului Cotoșman. Eu cred că domnul Vâlceanu nu știu ce va rămâne. Chestiunea este că pe zona unde avea o organizație foarte puternică, zona Rovinar, cu organizație foarte puternică de influență, sunt și acolo ceva probleme și le știm turbulențe, foarte bine. Da. Turbulențe și atunci de acolo lucrurile... Se poate destabiliza situația. Sclare. Vin eu și vă întreb, stimate domnule, dorința exprimată și de liderul PNL Gorj, domnul deputat Dan Vâlceanu, dar și de alte persoane apropiate de noi, anume de a se face totuși acele sondaje pentru a se vedea cel mai bine poziționat. Răspunsul lui Romanescu a fost extrem de corect. În sensul că are amintit sondajul din 2016. Care a fost o mare... Pentru că în sondajul din 2016 informațiile sunt certe. Romanescu era pe prima poziție. Cel care a candidat și a luat 6% sau cât a luat acolo, nici nu participase la sondaj. S-a văzut ulterior că a făcut parte din afara partidului. Faptul că a fost promovat ulterior, este în lumea Bucureștiului acum în condiții în care este ofițer în rezervă și este acolo, s-a văzut că a făcut parte dintr-o altă structură din afara partidului. Și Romanescu a răspuns foarte, foarte corect la chestiunea asta, adică două chestiuni. Că sondajul din 2016 a fost măsluit și PNL-ul a pierdut, că în 2017 cu greu l-au pus pe el candidat, dar a câștigat. Iar în ceea ce privește cei înscriși pe listă de partid, pentru ei nu se face niciodată sondaj. Aici e o chestiune extrem de interesantă. Da? Deci a fost cele trei direcții în care a puntat Marcel Romanescu, primarul municipiului, și care a fost un răspuns pe măsură, pentru că nu domnul Vâlceanu a fost cel care a inițiat această chestiune. Această problemă a apărut prin tot declarația domnului prefect, care este și secretarul general al PNL Gorj. Da. Atunci a apărut chestia, vom face sondaj, răspunsul a venit. Sau, inclusiv domnul Cotoșman a fost foarte deranjat. A spus, cum la mine în comună unde eu am al nu știu câtelea mandat și cam rup pe românește tot,
da? Mulți sunt deranjanți. Să știți că mulți sunt deranjanți. Ești deranjat și domnul primar de Câlnic, care câștigă. Iarăși, are câteva mandate, câștigă, am fanfar. Și domnul Leuștean e deranjat, și Romanescu, și, și Fotoșman. Nume în PNL Gorj. Deci sunt deranjați. Sigur, e o problemă pentru cei noi. Adică primarul, pentru cei noi contează, ca și primar de mare localitate, primarul de Țânțăven, să știți, la PNL, contează și el îți consolidează acolo poziția, în defavoarea PSD-ului, care e cam praște pe acolo. Acolo, da, acum, la momentul acesta, este cam, în degringoladă. E cam praște PSD-ul la Țânțăven, deci consolidează și, sigur, un primar care își va consolida poziția este cel de la Schela, tânăr, sub aripa. Așa arăta că vrea să facă. Sub aripa domnului Modrea, știți că are un primar hășit de la Tucinești. Da, da, domnul Modrea are experiența necesară să facă politică. Și care, la fel, acolo PSD-ul e primar, pentru că a mers pe mâna unui candidat de 70 și ceva de ani depășit, care a crezut că va muri în primărie. Nu va putea fi scos decât atunci când va trece în eternitate. Iată că nu s-a întâmplat așa, deci lucrurile sunt mai complicate pentru... S-au inflamat lucrurile la Târgu Jiu și atunci când au fost aruncați, din punctul meu de vedere, voit în ecuația potențialei candidări alte nume de colegi primari din PNL? Cred că a fost o greșeală, sigur. Adică s-a vehiculat turciniști, rovinari. Nu, domnul Modea a făcut o chestie, el cred că are o chestie personală, sunt cu domnul Romanescu. A devenit vizibil această chestie. Domnul Romanescu este din Ugi, ei, să știți că nu s-au înțeles. Domnul Modea a fost în 2012 șeful meu de campanie pe colegiul de senat, m-am înțeles bine cu dumneavoastră, dar am simțit că nu avea o relație bună cu fostul subprefect, care de fapt trecusă pe undeva în tabăra PSD-ului, Marcel Romanescu, știți? Trecusă în tabăra PSD-ului și așa era învinuirea atunci și nu văd că care avea o problemă personală cu Marcel Romanescu și sigur a apărut chestia asta, cum a apărut și chestia aruncată pe suse cu Robert Filip, cu oameni din presă care au început să, cum să spun, să ia scamele, să pună covorul roșu unii și din televiziune care sunt sub lupa CNA-ului și din televiziune online și din posturile de radio au început să pună covorul roșu și poate lucrul acesta a deranjat. Cred că a deranjat cu siguranță. Iar chestiunea că Marcel Romanescu va trece la PSD este iar o altă gogoașă. PSD-ul este un partid puternic la nivelul Gorjului. El nu își va permite, va încerca să aducă pe cineva să importe, nu va importa. Nu. Chiar dacă va importa pe cineva, nu-l va importa pe Marcel Romanescu. Și de ce? Pentru că Marcel Romanescu e legat de echipă, e legat de viceprimarul Bejenaru, pe care PSD-ul nu poate să-l preia. S-a și precizat, dacă vreodată se pune problema, se pleacă la pachet. Amintiți-vă declarația acum. Bun, și asta înseamnă că PSD-ul nu poate accepta. Nu poate accepta, pentru că PSD-ul, până la urmă, are un președinte de organizație care e senator la municipiu. O organizație municipală puternică? Are organizație municipală puternică. Este al doilea partid, cel puțin ca și vot pentru Consiliul Local. Este primul partid ca și vot pentru parlamentare la nivelul municipiului Târgu Jiu. Și în CJ? Da. Și în Consiliul Local. Deci, în condițiile astea, PSD-ul nu va accepta chestia de asta. Deci PSD-ul, chestia că Marcel Romanescu trece la PSD, e tot o gogoașă pe care lui Marcel Romanescu îi convine. El îi convine, el dă impresia și spune, pe mine mă contează și alții. Treaba voastră. Corect. Și a fost aruncată la momentul oportun această idee în spațiu public. Eu pot să plec așa cum a spus și dacă candidat la Partidul Ecologist, vis-a-vis de 2017, ieșeam tot câștigat. Primar al Târgu Jiului. Da. Suntem la final de emisiune, stimate domnă, mai erau multe de vorbit. Vă propun ca la proxima noastră întâlnire să deschidem emisiunea cu situația, pentru că avem timp suficient, curg zilele, dar avem timp, situația partidelor mici și ce rol pot avea noile formațiuni politice. Voiam să abordăm și asta în seara asta, însă... După 27 iunie, la prima emisiune, venea dumneavoastră pe această temă, să știți că este o chestiune care trebuie să fie discutată, pentru că partidele acestea de nișă acum își caută structuri. Să nu neglijăm USR-ul, care nu mai este la guvernare
nu ai reușit să-și facă structuri în timp de un an de zile, ai o problemă. Corect, mare problemă. Dar să nu uităm că sunt partide mici, gen APM-ul, PMP-ul, PMP-ul care este un partid, fac parte din el și spune, este un partid organizat. Și există cu structuri cu alegi locali. Cu 63 de consilieri. Am avut un primar care, sigur, ne-a părăsit, dar avem o structură bine, bună la Stoina acolo. Deci suntem un partid care putem face... Cu Pro-România care nu se știe ce se întâmplă. Pleacă spre PSD sau nu pleacă, dar care și are niște sensuri, cu toate că au plecat doi primari. Altăvilea nu va pleca la PSD, cel de la Busuchin. Cu siguranță, Busuchin. Acolo sunt alte socoteli. Mii de mulțumiri pentru prezența, stimate domn, multe putere de muncă. Doamnelor, domnilor și dumneavoastră și invitatului nostru, o seară plăcută. La revedere!